Mă numesc Leacu Viorica. Sunt din satul Băsari Vechi, Raionul Biuleni. Am o istorie foarte grea. Sunt mamă cu doi copii. Și suntem fără, nu avem de lucru de fel. Lucrăm numai vară cu ziua. Stăm la gazdă. Și nu avem nici mamă, nici tată, nici nu avem. Și am avut cotă și am luat cotă și ne-am cumpărat o casă. Și am dat numai jumătate de bani. Jumătate de bani trebuie să dau 15 septembrie, trebuie să dau tot suma de bani. Nu avem de unde. Nu avem de unde. Lucrăm cu ziua, altfel nu avem de unde. N-are nimeni niște. Soțul tot n-are părinți. N-are pe nimeni, eu tot n-am pe nimeni. Și nu avem de unde. Și aici, casa asta de vânzare, și-au zis că din primăvară mi-a spus, de anul trecut, din primăvară mi-a spus că se vinde. Și cătați-vă și noi, din, am fost nevoiți să vinem coata, să încătăm, să cumpărăm o căță de cuibușor, să avem cuibușorul nostru. Nici în grădină am tot pune nică că dacă poți că se vinde, nici nică. Așa, stătă vara am lucrat, numai că să ne putem întreține. Nimic, n-am avut noroc în viață, mamica tot fără tată, fără soțul, ne-a crescut în ei, numai cu bunica. Bunica are 4 ani când a decedat și altceva nu am din partea, la nimeni n-avem ajutor, la nimeni n-avem ajutor. Cât m-am ajutat, mai am cu mătru și m-am ajutat cu aratul, cum e, avem în baltă niște sote acolo și nu e bani pe sote. Să mai duci soțul la ajută și el ne-a răsot, ne-l lăsam, ne-l aduci acasă, ne aduci tă. Și mai poate mi-a ajutat, dar așa nu avem ajutor din partea la nimeni. Atâta. Am fost doi frași în soră, sora au decedat și a rămas numai o sojă în frate, cu fratele mă prie în pac și să eu singură, numai cu soț. Și altceva, așa că cât am mai lucrat la domnul Ion, care v-a spus situația mie, la dânsul a lucrat toată vara, cu copil mic, în calească, mă ducem și lucram. Și de copilul în calească și lucram și facem bani cheltuiali de întreținere copiilor. Și fost eu numai singur cu soțul, am dat așa copiii. Și atâta. De ce plângeți? Sau de ce ați plâns în viață mai des? Da, de greutăți. Am lucrat la o femeie în sat, am lucrat și nici în ziua de azi nu ne-a dat bani, nu trebuie să-mi dăim 7.000 de lei și ne-a dat ei. Și-o pus din sat și la multe lume datoare cu bani, și prin bani și prin... Fata a dus la grădiniță, băiatul are 2 ani jumate și atâta. Nu avem ajutor din altă parte din căieri. Și ne-a spus domnul Ion, ne-a spus chiar că iese așa și el. Trebuie să apelez, nu mai pot, am gata, nu pot. Pentru dânșe, nu e ca noi, dar copiii. Când ați auzit că v-am sunat și venim la dumneavoastră? M-am bucurat tare mult. M-am zis, Doamne, chiar m-a auzit Dumnezeu și pe mine. S-a auzit Dumnezeu și cu fața la mine. V-ați rugat, Domnule? Da, foarte mult. Cum v-ați rugat? Ce ați cerut? Zic, Doamne, ajută-mi, Doamne, să mă ajut pe mine, măcar cât o leacă, măcar cu cât pot. Măcar cât pot, că tot e înainte. Credeți că ceea ce facem noi este un ajutor mare pentru oameni? Mamă scumpă, atunci noi mergem la microbus, să descărcăm totul și să ducem spre slava și gloria Domnului și să mulțumesc Domnului. Thank you.
Domnului, m-a ascultat și pe mine și s-a dus fața la mine și m-a ajutat, m-a mulțumesc frumos, tare mult, ca să și mine ați ajutat-ne. Vă dă Domnul mult sănătate și mult fericire și vă mulțumesc tare mult. Vă urăm drum bun, sărbători fericite și fără primejdii, vă ferească Dumnezeu de primejdii și cu Domnul înainte. Mamă, nu vin. Vă aștept mai o familie și o să vin. Nu vin și gata. Ati. Bumboane. 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 Nu știu ce să iau. O să-i vedi ieri. Bumboane. Mamă, deja văd că nu mai plânge. Să văd că deja zâmbiți. Vă mulțumesc foarte mult. Vă dă Dumnezeu mult sănătate. Mă, mamă, prietă, Ișa. Mai este Ișa? Da. Sunteți bucuroasă, mamă? Foarte bucuroasă. Da, ce? Avem un Dumnezeu bun și milostiv. Mă, dar proste, Doamne, mă, dar proste. Mamă, mamă, sănătate. Călțâne, așa? Dar știți că aceste daruri nu sunt ale noastre. Da, mamă. Nu știu. E de la Moș Crăciun, da, Andreea? Sunt de la Iisus Hristos, care este Domnul nostru, care se îngrijește de noi. Mulțumesc. Dumnezeu le-a pus pe inimă la anumiți oameni care lucrează în afară țării. Ei vor trăsunt aceste daruri. Sunt de mâinile de lor. Mulțumim, Tată din ceruri, pentru că am avut posibilitatea în anul 2021 să aducem bucurie și fericire
acestor copilași. Scump prieteni, nu avem cuvinte pe buzile noastre îndeajuns ca să vă aducem mulțumire vouă, familiei voastre, pentru că ați fost alături de acești copilași pe parcursul anul acesta. Cu lacrimi mulțumim lui Dumnezeu și îl rugăm ca să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și să vă ocrotească familiile voastre. Toate aceste zâmbete pe buzele lor, toate aceste zâmbete pe fețele lor, a fost datorită vouă. Noi ne-am trudit pentru că voi ne-ați motivat. Noi ne-am trudit pentru că voi ne-ați pus în mână acele 5 pâini și 2 pești. Datorită vouă am avut cu ce să mergem și am avut posibilitatea ca să împărțim aceste bucurii. Nimeni nu vă cunoaște și nimeni nu vă știe, dar cerul a scris totul în cartea de amintire a lui Dumnezeu. Și noi suntem siguri că aici Dumnezeu vă va răsplăti și vă va binecuvânta. Noi ne rugăm în continuu pentru voi și pentru familiile voastre. Ori de câte ori veți privi aceste filmulețe și veți vedea zâmbetele lor, să-i mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că voi faceți parte din istoria Republicii Moldova. Doamne, binecuvântează țara noastră și binecuvântează pe toți frații și prietenii noștri, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Vă mulțumim de susținere și suport. Chișinău, Casa de Milostenie Moldova. Peste 19.000 de cadouri repartizate în 9 ani de activitate. Următorul clip va fi despre... Thank you.
chiar așa a făcut. E ultimul pachet de macaroni și de mâncare. Mă gândeam azi, de unde doamne să mai ies mai mâncare. Doamne, să vă dai mult sănătate. Mulțumesc din suflet.